De la slujba de înviere, creștinii aduc acasă coșul pascal cu cele sfințite, vin, cozonac, pască și ouă roșii. Potrivit tradiției populare românești, în dimineața zilei de Paște, credincioșii se spală cu ouă roșii și cu bănuți. Unele familii păstrează cu sfințenie acest vechi obicei pe care îl transmit și generației noi. În satele din nordul țării, credincioșii respectă cu sfințenie tradiția pe care o păstrează de sute de ani. Primul lucru pe care îl fac în prima zi de Paște, se spală pe față cu apă în care a stat peste noapte un ou roșu împreună cu o monedă. Se crede că astfel vor fi tot anul sănătoși. Oul roșu reprezintă sănătatea și speranța. Lângă oul roșu se poate pune și unul alb, care înseamnă puritate, iar moneda aduce noroc. Hristos a înviat! Ia că acum am venit de la Sfântul Pasca, vă spălați cu un ou roșu și cu alb și acum ne așezăm să mâncăm sfințit. În fiecare an când venim de la biserică, obișnuim să ne spălăm cu ou roșii pe față, deoarece aceasta este o tradiție pe care am preluat-o de la strămoșii noștri și dorim să o transmitem mai departe. După tradiții, noi ne adunăm în jurul mesei, gustăm din bucatele sfințite și ne dorim un Paște fericit și spunem totodată Hristos a înviat, la care celălalt răspunde adevărat a înviat. Ne-am întâlnit toți copiii, toți grămăjoară să mâncăm sfințit, să sărbătorim frumos Paștele. Asta am prins și de la părinții mei, că mama mea întotdeauna se ducea la biserică și noi ne ducem. Sfințim Pască frumos, bine, sănătoși, venim acasă și mâncăm sfințit. În tradiția populară românească se crede că ouăle roșii de Paște vindecă boli și protejează animalele din gospodărie. De asemenea, în prima zi de Paște se poartă haine noi, ce simbolizează o nouă viață a lui Iisus Hristos.